Zici că ai vorbit cu Italia, ți-ai auzit copii? Copiii nu, eu au ridicat, fosta susă i-a ridicat telefonul, nu știu că eu îi sun din România numărul Vodafone și nu știu cine, și mi-a răspuns pe italienești, pronto. Și de mi-a spus că pronto așteaptă-mă că eu de grabă vin să-mi văd fata. Și e prin mesajul, prin WhatsApp, prin mesaj ne-a trimis că pe mine de acolo carabinieri mă așteaptă, dar eu nu înțeleg. A, dar ți-a închis, nu stați să vorbească. Nu, nu, nu ne-a închis, categoric nu vreau să este, prin mesaj electronic. Registrare audio, da. Registrare, mesaj audio. Și ne-a zis că carabinieri de mă așteaptă, eu nu știu din ce cauză. Au furat ei bani, ne-a furat ei copilul, mă așteaptă carabinieri. Poate scrii plângeri împotriva ei, nu? A să scriu, a să scriu, e ca să mă duc acolo în Italia și a să dau un judecat că ei ne-au spus copilul, atâta timp, mă lăgă 2 ani de zile, ne traumează copilul psihic, să nu spui tată. Copilul... Are alt tată, mă. Are alt bărbat, dar tată, cine schimbe tata, tatăl biologic? E tată, dar forțat, e pus cu desilă. Poate e cu drag și... Ei, din partea ei, dragoste, dar partea copilului cinstit, nu. Că i-a fost dragoste din partea copilului, chiar a ei, nu l-a lăsat la 5 luni. Ei, dar de nevoie s-a dus câștigi bani, care, nu? Domnule, care, de ce s-a dus în Italia și s-a lăsat copii? Pentru că mama și s-a dus pe moșneac să-l caute. Și l-a găsit, pește 4 ani s-a luat, chiar că dânsul și-a făcut, e că ce-a făcut. Ia că de ce s-a dus. Și eu am rămas cu 2 copii și a rămas numai crescutul. Acum s-a izolat eu de copii și copiii de mine. Și îmi spune pe mesaj că să n-am și cata la felie. Dar cum așa? Eu nu știu, nu știu, zic, ca un obiect. Dar vrut... fata e chiar numai ei, alta. Domnule, n-are una cu alta, e numai ei. Eu am crescut copilul cealalt la 3 ani singur, până la 6 ani. Dar legislația, în legislație spune tot să face favoare copilului. Nu a mea, ei. Adică da, copilul are nevoie de să nu mă decât cu... și categoric nu văd dreptul să izoleze copilul, dar nu, chiar dacă nu stată, copilul arată așa. Și judecata de noastră se bazează în psihologie copilului. Păi uite că nu s-a bazat, judecata au decis că ea trebuie să crească copilul. Pentru că a luat bani. Doamna Nicoriciu a luat bani. Păi presupui că n-ai nu, eu sunt garantat. Și judecătorul poate să încalce articolul 63 din codul familiei, alineatul 2, acolo îi scrie negru pe alb. Copilul nu e mama ori tata, rămâne cu cine e atașat. Cum judecătoarea putea să-i dea copilul, dar copilul atașat de mine? Oare nu se vede? Dar copilul de la anumită vârstă îl întreb de cine e atașat, dar dacă e mic, domnul cum să-l întreb? Oleg, nu îl întreb, sunt medici, psihologi, judecătorul, și s-au bazat copilul atașat ori nu de mine? Ori el e psiholog? De ce el o decis că cu mama, dacă o văz copilul la 5 luni crescut de mine? Asta eu nu știu cât de prost și copilul la 5 luni crescut cu mine, pe la 4 ani jumate, ieși și îl dă ea. Asta e încălcare de lege, asta e mit, eu las nu ni rușine, mă că Moldova în față îi spun. Și eu i-am spus în față. Aici nu e de rușine, aici e de responsabilitate, că dacă spui și nu poți proba, asta e calomnie și pentru calomnie poți fi acționată judecată de judecătoarea Nicorici. Cum nu? Ai să las mă de în judecată. Lasă-mă păi de ei. Cum ai demonstrat că o luat mică? Cum ai demonstrat? Dar probabil că eu am crescut copilul și la 5 luni. Da, poate o greșit juridic. Dar nu că o luat mită, nu că e corupție. E ca nu vine cinstită rede. Eu știu un bărbat care reușește 20 de ani pușcării din urma lui Nicorici. Cum? E poate cu... și atunci o greșit, poate nu te-am anulat mită iar. O judecătoare cu 25 de ani experiență e greșească. Eu pot greșesc, pentru că eu în lege nu știu. Eu am greșit că am dat copilul atunci când trebuie să-l dau. Poate tamana atâta că e obosită. Dar afară la asta e de lucru, asta nu e cineva că cineva trebuie supere. Dumă de atâta. Da, instanțele superioare doar cu mai am păstrat. Curtea de apel ne-a dat. Ne-a dat că câștig de cauză, pe urmă supremul a băgat iar bani. Probabil. Sută, nu, probabil, 100%. 100% chiar de oală, nu ne rușine, o luat. Pentru că și el mi-a dat în asta că îți dau la, de fapt el nu mi-a dat că îți dau la prima instanță, că cum și este am cazul. A fost la rejudecare sau cum? A fost la dânșă și e ca nișă că Iulia Sârcu, cum a să anuleze ea? Când a dat demisia și e. Da. Tot colegiul cel a dat demisia. Sârcu era, Sârcu a fost la asta și eu sunt garantat. Și-a dat demisia după ce s-a pronunțat în cazul dumitale? După s-a dat demisia, dar ei sunt din atâiet. Ei au încălcat cei mai tare acum, nu Nicori, ci vinovată, dar cei cinci. Care pe un mântuit nu lasă să vedeți acum. Da. Care, și eu mă rog la Dumnezeu să și noapte pentru că simt așa, pentru că simt judecătorii să răspundă. La Curtea Europeană când pierd, judecătorii cei care au făcut să plătească. Nu statul, dar judecătorii.
Dar și nu te-ai plâns la Curtea Europeană pentru că decizia nu e definitivă, pentru că se mai examinează iar în instanță. N-am ajuns că n-am avut avocat bun. Să ajung. N-are cine. La noi nu mă temăjește mult de bani și tot. La noi stăți într-o căruță. Stăți, dumneavoastră n-ați văzut, am protestat numai unii, la magistratură câte ori, că tâmpiți ei nu văd că încălcarea de lege, copchilul, nu unii. Uh-huh. Când este cazul, dumneavoastră a zis cazul ăsta de la care statul român a fost anul trecut tras la răspundere. Unii bărbatul ăla copii și-a dus pușticotare, 5 ani, și s-a dovedit la Curtea Europeană că statul român în primul rând o trebuie să iei seama la asta, că el trauma copiii psihic. S-a demonstrat. Copilul avea drept să vadă și pe celălalt părinte, da? Tata e obligat. Dar el penaluie, spune că mama e bețivă, că mama e rec, mama e șeia. E ca fix așa ca la mine. Numai că... La mine e așa, la mine e ca așa. Copilul ne straumează psihic, zi de zi. Și cum eu să mă tem din cor și spun că eu luat bani? Dacă eu luat bani. Păi asta e altceva. Eu luat bani. E presupui, face, nu poți demonstra. Nu presupun, eu îți demonstrez. Cum ai demonstrez? Și crezi că eu dat bani cu martori, cu probe, video? Demonstrez prin altele care faci e. Să demonstrez că e ilegală decizia ei. Prin alte hotărâri. Eu am hotărâri a ei, unii ei, mi-au anulat graficul de întrevederi. Eu nu știu și s-au bazat. Graficul de întrevederi copilul. Prin asta își demonstrează că e că e interesată să facă graficul șibă. Dar bun, grafic de întrevederi când mama era în sat, dar când a plecat în Italia, de-am unde să te mai întrevederi? E că pe asta își demonstrează. Eu o stabilit în sat la fată, străiască. Așa. Mama de asta și are dosar penal. Dar mama între timp a plecat. Are dosar penal pentru că mama poți pleci, dar copilul nu are dreptul. Copilul are a doilea părinte. Legea e asta. Nu, și nu cred. Eu recunoscut. Eu 207, uitați-vă. Articol 207 penal. Uh-huh. Acolo categoric n-are drept fără acordul nostru, e cu traiu. Dar e cu traiu, eu recunoscut în video ăsta care ne l-au spus mie. Audio. Dacă e de mare documente de legal acolo. În înseamnă că e nici ar de gând să duc copilul. Uh-huh. Dumneavoastră înțelegeți asta, el e crimă, eu recunoscut, dar posibil nu te-ți bagă în cap. E că asta eu recunoscut la 207 care are, că e, copilul e, îl ține forțat acolo și n-are de gând să-l aduc, e cu traiul ăla acolo. De ce ai de gând să te duci în Italia și te adresezi instanță? Nu mă decât, mă duc și dau în judecată. Dau în judecată pentru că ei îmi traumează copilul. N-ați de italieni să-mi dă înscris documente, eu să ajung la Strasburg. Și dacă ajung la Strasburg documente, eu încep să fac și greva foame. Acolo o să fac, chiar dacă mor, mor. N-am și pierde. Acolo zidem cum îmi încalcă dreptul în el, las vadă și drept copilul în el. Eu sper că și ei n-ați scris așa. Sper